Sfântul Aftonom a fost un episcop misionar. A fost martirizat în timpul persecuțiilor lui Dioclețian, tocmai pentru că, prin zelul său de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu, a atras mulțimi de oameni la creștinism. Sfântul Aftonom s-a născut în Italia. Nu se cunosc multe detalii despre viața sa din țara natală, însă știm despre el faptul că fusese ridicat la demnitatea arhieriei. În jurul anului 298, în timpul împăratului roman Dioclețian, au fost declanșate o serie de persecuții împotriva creștinilor. Cu această ocazie, Aftonom a plecat în răsăritul Imperiului, stabilindu-se într-un sat al Bitiniei, numit Soreus, în partea de est a golfului Nicomidiei. Aici a fost primit de către un creștin numit Corneliu. În acest sătuc și-a început activitatea sa de propovăduire a mesajului Evangheliei. Pentru că comunitatea creștinilor avea această nevoie, a înălțat în acel sat o capelă în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail. În acea biserică l-a hirotonit pe Corneliu diacon. Tot acel sat a devenit un centru din care Aftonomus pleca în multele sale călătorii misionare după modelul apostolic și paulin. După o lungă călătorie în Licaonia și Isauria, la întoarcere l-a hirotonit pe Corneliu preot. Numele episcopului Aftonom a devenit cunoscut peste tot. Din acest motiv a trebuit să fugă în localitățile de pe țărmul răsăritean al Mării Negre. Întors în Soreus, după ce l-a ridicat și pe Corneliu la demnitatea episcopiei, s-a așezat într-o localitate vecină. Aici a continuat să predice și să învețe fără încetare cuvântul Evangheliei. O parte dintre cei convertiți la creștinism, dintr-un zel nestăvilit, au adus distrugeri templului păgân. Păgânii s-au hotărât să se răzbune. Într-o duminică, pe când Aftonom slujea Sfânta Liturghie, au năvălit în biserică și l-au ucis în fața Sfintei Mese. Era într-o zi de 12 septembrie. În timpul împăratului Constantin cel Mare, un anume Severian a ridicat deasupra mormântului Sfântului Aftonom o capelă, înlocuită cu o biserică de zid, în timpul împăratului Justin. În această biserică și-a găsit la un moment dat refugiul împăratul Mauriciu, după cum aflăm de la istoricul Teofilact Simocata. Există mai târziu atestarea unei mănăstiri ridicată în cinstea martirului Aftonom, menționată în viața altui sfânt, anume Teodor. Învățăm de la Sfântul Aftonom faptul că, atunci când ne dedicăm viața mărturiei lui Hristos, putem schimba lumea în jurul nostru, chiar dacă suntem singuri.